Inițiat în anul 2010, proiectul Viitor pentru Tine a căpătat amploare de la an la an. Dacă la început erau desfășurate doar acțiuni de ecologizare, acum au fost incluse în program și orele de consiliere psihologică. Acest proiect presupune foarte mult, are o latură orientativă cu privire la preferințele profesionale ale elevilor și în acest sens vreau să ofer mai mult suport tinerilor, în special adolescenților care vor termina clasa 12-a, pentru a le oferi anumite șanse pe voluntariat, înainte, normal, de a ajunge să intre la facultate și să dezvolte propriile proiecte. Deci, partea orientativă este, să zic, partea cea mai importantă pe care pun accent. Prin acest proiect, în primul rând, inițiatorii încearcă să-i facă pe tineri să conștientizeze marile probleme. Conflictul dintre generații, în special conflictul la nivel familial, conflictul la nivel școlar, așa, și conflictul intern pe care foarte mulți dintre copii l-au dezvoltat datorită problemelor sociale. Așa, și mai sunt probleme legate de relațiile pe care le dezvoltă cu ceilalți copii, relațiile intime, de asemenea, și sunt probleme foarte importante. În cadrul acestui proiect, accentul este pus pe exemplele practice și de impact, iar astfel copiii sunt sensibilizați și reacționează prompt. Proiectul beneficiază și de sprijinul autorităților județene și locale.